Jack, piratul cel teribil. Cazul cu Krabby. Snack, ești sigur că asta e singura cale? Capitane, ca să găsim fabuloasa perlă roz, va trebui să ne scufundăm. Dar eu nu știu să înloc! Doar urcăm în submarin și ne scufundăm. Apoi urmăm harta spre regatul subacvatic Crustacea. Apoi ne putem furișa în castel și să furăm fabuloasa perlă roz. Chiar te aștepți ca eu să mă scufund în drăcia asta? E perfect singur, capitane. Ești sigur că nu vom muri? Pariez pe viața mea pentru asta. E bine, pariez și pe a mea, ține minte! Pregătește-te de sucumbare! Voi să spun scufundare, capitane. Foarte amuzant! Cred că ar trebui să verificăm harta. N-ai nevoie de prostie, Snack. Te aud foarte bine, suntem la jumătate de metru unul de celălalt. Da, mă rog. Cred că ar trebui să verificăm harta. Spune că un castel subacvatic ar trebui să apară. Iată-l, capitane. Cum vrei să intrăm acolo? Pe jos? Luăm echipamentul ăsta și ieșim din submarin pe jos. ASA? A-A-S-S-A. Aparat autonom de supraviețuit sub apă. Nu glumești, nu? Hai, capitane, echipează-te și intră în ecluză. De ce am senzația că am să regret asta? Hei, Snack, e uimitor! Chiar funcționează! Ce-a fost asta? Hai, Dumnezeule! Nu cred că a fost o idee bună să mâncăm burrito la prânz, capitane. Snack, ce se întâmplă? Nu pot să respir! Trebuie să respir! Nu mai simt picioarele! Snack, capsomanule! Și acum? Repede, capitane, va trebui să ne prindem reciproc cu harponul și să ne întoarcem la submarin. Ce? Ești nebun? Nu îndreta chestia aia spre mine! Au! Snack, am mai spus-o și o spun iar. Ciudat că nimeni nu păzește intrarea în castel, nu crezi, Snack? Snack, domnule, aș fi zis că până acum îmi știți numele. Am găsit acești intruși la poarta încântătorului osul castelului, mezeala voastră! Locuitor de la suprafață, ce vă aduce regatul nostru cu proprietate și administrare privată, respirator de aer? Am venit să furăm perla ro... Ne-am rătășit! Poate gărzile voastre amabile ne-ar putea arăta indicația spre sus și am putea să ne întoarcem la suprafață! Imposibil! Ați găsit regatul nostru sub acvatic secret și acum nu puteți pleca! Voi cu picioare uscate! Singura noastră scăpare e să fiți mâncați de vii de scoica noastră mâncătoare de oameni! Wynonna, duceți-i în temnița marină! Stați așa! Minunat! Sunt îngrozit, sunt scoicofob! Da, dacă ar fi fost Krabby! Poate și-ar fi văzut rudele care trăiesc pe tine, Snack, și ar cruța! Trebuie să există o scăpare! Nu există nicio scăpare! Tu cine ești? Sunt Jack! Krabul imitație! Krabby imitație? Da! Am venit aici ca să încerc să mă amestec printre Krabby adevărați, dar nu m-au plăcut pentru că sunt o imitație! Așa că m-au închis aici! Întotdeauna m-am întrebat de unde vin Krabby imitație! Tu de unde vii? Da, nu știu! Da-ți Krabby imitație, presupun! Dar dacă vii de la alți Krabby imitație, asta nu înseamnă că nu ești de fapt o imitație, ci un adevărat Krabby imitație? Hai, măi, termină, că mă amețești! Toată viața am vrut să fiu un crab adevărat!
O, pentru Dumnezeu, termină cu smurta gara. Încerc să găsesc o cale de ieșire. Și ce faci aici jos, Chuck? Băi, nu prea multe. În principal fac cheile alea din oase de pește. Ce interesant. E distractiv? Oh, da? De ce chei, Chuck? Pentru că am un alt vis secret, că într-o zi să devin un lăcătuș și imitație. E bine să ai un vis. Și eu cred. Doamne, ai tot felul de mărime aici. Uite, e teribil de greu să mă concentrez cu toată bolboroseala asta. Da, sunt și mari și sunt și mici. Da. Uite una care arată de parcă s-ar potrivi cu gaura chei de la ușa noastră. Aha. Ia te uită. Ia poftim, uite-te la asta. Stai, dă-mi cealaltă cheie. Asta e mai drăguță, capitane. Nu aia, cea care ai spus că pare de mărirea găurii cheii bolovare. Uite-o, capitane. Ha-ha, miraculos! Chuck, crab imitație minunat ce ești! Ai reușit! Care erau șansele? Mulțumesc! Dar ce-am făcut? Ai făcut o cheie care se potrivește încuietorii! Asta e o zi de ținut minte, Snack! Asta e ziua când norocul lui Jack, piratul cel teribil, s-a schimbat în sfârșit! Ziua în care norocul s-a răsucit și s-a dat în sfârșit jos din pat! Asta e... bine! Poftim! Asta e ziua în care... Ziua în care ești mâncat de Wynonna, scoica uriașă! Hai, respirator de aer, e timpul să mergem! Păstrăv pe băț, luați păstrăvul pe băț, rece ca ieța! Ierni, vieri mari și grași, vă explodează gura, sunt minunați! Capete de gubi, luați de aici, capete de gubi, da! Scoici! Scoici, da! Scoici crocante! Tonul, planctonul, o sursă grozavă de oxigen umplere cu grill, luați plancton! Supuși lui Ana ai crustacii! Am mare plăcere să începe acest sezon al distracției de vară și al meseriei, aruncând primele victime neajutorate pentru a fi făcute bucățele cu brutalitate și mâncate de vii de scoica noastră, Wynonna! Să înceapă jocurile! Ce mod de a muri! Cum putem să evităm să fim mâncați? Cum? Se pare că asta e, capitane. Asta e? Ce e? O scoică uriașă? Snack, ești mai prost decât bănuiam! Da! Cum vom evita să fim mâncați? Uită-te la mărimea scoicii alea! Pe turete și fulgere, ce pereche sunteți voi doi! Uitați-vă, nătărăilor, e o scoică, o scoică! Tot ce trebuie să faceți de a nu fi mâncați este să nu meriți la ea, să-i deschideți gura și să săriți înăuntru! Pe cuvânt! Grab imitații, dezgustător! Oh, nu! Trebuie să-i ajut pe noi, mei prieteni! Dacă nu le dai drumul prietenilor mei, sar din nou la tine în gură! Uite, Snack! Perla roz! Dă-mi perla, scoică proastă! Capitane, lasă perla! Nu, e comoară, Snack! Am avut-o în mâini! Crabul imitație nu va reuși, capitane, așa! Snack, uită-te la ea! E minunată! Capitane, vom fi mâncați cu toții dacă nu dai drumul! Una oră mai rău, steril, Snack! Vino, domnule, hai să ne întoarcem la corabie până nu vin după noi! Perla roz, am avut-o în mâini! Chiar aici, în mâinile mele, aici! Grăbește-te, Snack! Tot în odatoala mi-a făcut o foame teribilă! Ce? O imitație? Snack, doar nu l-ai gătit pe bietul Chuck, nu? Sigur că nu, capitane, el e pe bunte! Atunci ce e? Imitație de supă de țestoasă! Ha! Imitație pe naiba!